va veni să vorbească acum în fața dumneavoastră, o tânără actriță, regizor, scenarist, extrem de talentată, ce vă va face prezentarea unui mare regizor armean. O las să vorbească pe Armine Vozganian. Mulțumesc. Apropo de istoria armenilor din Bacău, țin să vă menționez pentru cei care nu știu, în Bacău a existat și o biserică armenească foarte frumoasă, care din păcate a fost demolată în 1978. Și în locul acela acum este un monument, Hachkar se numește, o cruce de piatră. Și vă spun exact, mai spuneți dată, unde se află exact? Pe strada Șoimului. Așa. Eu sunt Armine Vozganian și în această perioadă de 3 zile, în fiecare seară, vă voi împărtăși un film al unui regizor important armean, Serghei Parajanov, care a fost sursa de inspirație atât pentru Lady Gaga, cât și pentru Madonna în mai multe videoclipuri ale lor. Astăzi, după ultimul concert, vom putea viziona Rapsodie ucraineană, un musical. Mâine vom vedea Umbrele strămoșilor uitați, un film despre un trib din Bucovina. Și poi mâine vom vedea Culoarea rodiei, din care s-au inspirat cel mai mult Madonna și Lady Gaga. Și pentru cine e interesat și de analiza de film, mâine și poimine, de la ora 1, pe strada Oituz, numărul 54, la sediul Uniunii Armenilor, voi lansa cartea mea despre ritualul în filmul lui Parajanov. Mulțumesc mult și distracție și vizionare plăcută!